Salut tuturor, sunt Andrei și astăzi vom face un omenat tutorial pe acest canal. Dar înainte de a începe tutorial, vreau să vă mulțumesc extrem de mult pentru like-urile date la tutorialul cum să plătești cu Paysafe sau cu PayPal pe PlayStation. Vreau să vă mulțumesc extrem de mult, este cel mai lăcuit, să zic așa, episod al nostru pe canal și vă mulțumesc extrem de mult. După o să aveți o fotografie pe ecran cu acel vlog sau eu mai sus să îl vizionați. Vreau să vă zic la început că toate tutorialele pe care le fac eu sunt 100% reale, pentru că eu mă informez înainte să postez, nu sunt ca alții să dau numai fake-uri. Eu vă zic ce vă zic este adevărat. Nu știu că 100% vor funcționa toate tutorialele pe care vi le arăt eu, pentru că și eu le-am testat și mi-au mers. Nu sunt ca alții, de exemplu, cu Robux și nu e adevărat. Dar haideți să nu mai lungim atâta acest intro și haideți să începem. Pentru început, pasul 1, trebuie să vă instalați această aplicație, TunnelBear. Veți avea linkul în descriere sau puteți căuta pe Magazin Play. Intrați în Magazin Play, scrieți aici sus TunnelBear și este această aplicație. O instalați și voi dumneavoastră și o să vă arăt ce trebuie să faceți. Intrați în aplicație. O să vă pună să vă faceți un cont. Vă faceți contul și după aia o să vă arăt. Dar haideți să fac și eu contul și voi reveni. Ok, după ce v-ați făcut contul, vă va pune să vă verificați, să verificați adresa de e-mail și după aceea vă va băga în TunnelBear. Tot ce trebuie să faceți este să vă conectați. Vă va pune să permiteți Wi-Fi sau ceva de genul. O să ne pune să alegem țara. Eu o să dăm OK acolo și să aleg o țară. Eu mă gândeam să alegem Germania, pentru că știu că așa am ales și data trecută și va merge și pe telefon tot Germania. Vom alege Germania, sper să ne ducă. Trebuie să așteptăm să se conecteze. S-ar putea să se conecteze puțin mai greu, pentru că așa este VPN-ul făcut. Așteptăm ca ursul să apară aici. Ok, s-a conectat. Din câte vedeți, s-a conectat. Acum trebuie să ieșim, pentru că vedeți acolo că e pe Germania. Ne ducem la setări. Mergem la setări. Ne ducem mai jos până găsim contul și backup, depinde ce telefon aveți. Poate altcumva o să vă apară conturi. Vă duceți aici să adăugați un cont nou. Asta o să le blurez eu. Vă duceți mai jos la adăugare cont. La Google, să adăugați un cont Google. Acum, tot ce trebuie să faceți este să... De exemplu, dacă aveți parola la telefon, trebuie să vă băgați parola sau amprenta, depinde ce aveți. Eu am băgat amprenta acum. Vreau să vă spun că cum am făcut și la tutorial cum să plătești cu Paysafe sau cu PayPal pe PlayStation, așa o să creăm și aici un cont. Dați la creat un cont pentru mine. Vă veți pune un nume aleatoriu. De exemplu, o să îmi pun nume aleatoriu tutoriale Paysafe. Paysafe, da, am scris din greșeală, scuzați-mă. O să blurez aici numărul, o să confirm că sunt, nu sunt robot și o să revenim. Ok, dude, acum, după ce m-am verificat că nu sunt robot, vă puneți aici data de naștere. Eu v-aș recomanda să vă puneți nu chiar pe acea adevărată, ca să nu mai dați e-mail părintelui vostru, bla bla bla. Vă puneți o dată aleatorie, cum am pus și eu. Aici o să-mi pun adevărat, chiar m-am născut pe 19 martie, numai că nu în 2001. Vă creați o parolă, de exemplu, puteți să puneți și tutorial 123. Tutorial 123. Stați un pic, că nu am scris-o bine. Tutorial 1. 1, 2, 3. Știu că poate multă lume o să încerce, Doamne, să bage acest cont, dar îl puteți băga dacă vreți. Cine are noroc că îl poate băga,
că nu este contul meu, o să blurez numărul de telefon. Voi da mai jos, voi da omiteți. S-a băgat, să face contul, vă duceți mai jos, mai multe opțiuni și bifați toate acestea și creați un cont. Dar neapărat să fie pe Germania. VPN-ul. Să vedem acum dacă merge și vreau să vă arăt că merge 100%. Că nu dau eu fake-uri sau ceva pe canalul meu. Eu zic numai chestii adevărate. Dacă zic, nu fac chestii pentru vizionări, chestii foarte, foarte nebune. Eu dacă zic, zic lucruri adevărate. După ce l-ați creat, dați aici. Îl scoateți de aici. Vă duceți la magazin Play. După aceea, acum nu știu, mă bagă, dar pe mine mă bagă puțin mai greu că e VPN-ul și ia o rețea din Germania, să zic așa. Vă băgați pe acel cont. Eu o să blurez aici ca mai multe conturi. Vă băgați pe contul creat de dumneavoastră. După ce vă bagă pe acel cont, așteptăm un pic să mă bage și pe mine. V-am zis că s-ar putea să vă bage mai greu pentru că VPN-ul ia netul din Germania, cum ar fi și da. Acceptăm toți termenii și condițiile. Nu vreau să rămân la curent. Vă duceți la 3 linii sus, la metode de plată. Și o să vă apară adăugați un card debit, adăugați MyPaySafe sau adăugați PayPal. Dumneavoastră o să vă duceți la adăugați MyPaySafe. Așteptăm puțin. S-ar putea ca să adăugați MyPaySafe, dați continuați, dar vreau să vă zic un lucru foarte esențial. Că poate după aia o să ziceți că a fost fake și nu știu ce. După ce v-ați făcut contul, Tunnel Bearus trebuie oprit. Încercați cu el pornit și după aia cu el oprit, dar mai mult ca sigur trebuie oprit. O să blurez pentru că apare contul meu cum ar fi, după aia vă conectați și vă va apărea aici. Un lucru foarte, foarte important vreau să vă spun, ca să cumpărați, dacă nu vi se selectează acest cont, trebuie să ștergeți toate conturile în telefon și să lăsați doar pe acesta. Dar dacă puteți să îl schimbați contul actual cu metoda de plată, de exemplu, eu vreau să cumpăr un joc și mi se selectează alt cont să cumpăr fără să nu mi-apare acesta. Le ștergeți pe toate ca să puteți să plătiți cu acesta, dar dacă puteți să schimbați pe acest cont să plătiți cu acest cont, nu trebuie să le mai ștergeți. Bine, cam atât a fost și cu tutorialul de astăzi. Dacă v-am ajutat, nu uitați să mai apăsați butonul like, poate întrecem recordul celuilalt episod. Vreau să vă mulțumesc încă o dată pentru susținerea acordată la acel tutorial și voi mai posta și alte tutoriale. Eu am fost Andrei, subscribe, ne vedem la următorul tutorial. V-am pupat, pa!